Salut, eu sunt Ștefu și titlul acesta nu e clickbait. Chiar am pierdut cursa. După cum știți, acum mai bine de 3 luni de zile am dat startul la seria în care încerc să dau demițul până când acesta o să o numere ceva cu mine. Acum ceva timp m-am întâlnit cu el și acesta mi-a dat următoarea provocare. Ai două variante. Ok, hai zi. Una, când fac 2 milioane de abonați eu. Ok. Sau doi, dacă mi învinge un cursant de la Trai Academy la o cursă de vânut. Ei bine, m-am antrenat cât am putut eu de tare, dar la un moment dat au început niște probleme la umăr, asta puțin pe bară și într-un final am reușit să fac cursa aceea despre care se tot vorbea. Și astăzi ar fi trebuit să fie punctul final al acestui challenge, cursa cu cursantul care va decide dacă voi număra ceva cu Mitsu sau nu. Știu că pe foarte mulți dintre voi am dezamăgit pentru că am anulat cursa de atâtea ori, dar credeți-mă pe cuvânt că e foarte greu să organizezi o cursă de asta și necesită foarte mult timp. Și iată-ne aici în ziua cursei. Da, am ajuns la Trai Academy și totul mergea conform planului. Am scos tot ce aveam nevoie și când nu mă așteptam, am dat de Mitsu care a zis asta. Ia, ia, hopa! 10 sau 15 minute până la cursa oficială, să vedem cum ne descurcăm. Ce zici, Mitsule? Cum crezi că o să fie? Ce să zic, brodere? Doamne ajută, asta pot să zic? Doamne ajută, nici eu nu mai știu ce să zic, nu m-am antrenat de mult. Știi vestea, nu? Ce veste? Că nu e Marc. Nu te cred. Păi și ce facem, mă? Mama, nu-i Marc. Nu-i Marc, nu te cred, mi-a zis Mitsu. Nu, 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 nu. Bă, uite cum tremur. Uite cum tremur. Nu. Și acum urmează partea nasoală. Când era mai fericit, Mitsu mi-a zis faza asta și m-a șocat, dar o să vedeți. Pe moment m-am bucurat, dar nu știam ce mă așteaptă. Așa. Așa, zi. Fii atent. Aha. Să faci cursa cu tata Mitsanu. Cu ta, mamă, nu se poate, mă, frate. Mamă, da. Mamă, da, băi, da, jale, că mă bate, mă face. Zici? Zic, că tata Mitsanu e bun, l-am văzut. Mamă, cu tata Mitsanu, păi chiar nu mai are nicio șansă aici, chiar. Fii atent, mă, dacă e, înoată el cu o mână. Cu o mână? Bine, bine, mă fac. Și luată tata Mitsanu cu o mână. Oh, no! Cursantul Trai Academy se simțea rău și singura soluție e să fac cursa cu tata Mitsanu, care a făcut 50 de ani de polo. Nu știu dacă știți când înseamnă asta, dar e foarte, foarte mult. Și da, știu că este unul dintre cei mai profesioniști notători, cel puțin din România. Acum urmează și partea bună și faptul că v-a notat doar cu o mână și cu ambele picioare, ceva de genul. Dar până la urmă că fac concursul cu tata Mitsanu, cred că e tot în defavoarea mea. Știu că foarte mulți dintre voi ați fost acolo să mă susțineți și vă apreciez pe toți și știu că foarte, foarte mulți ați fost alături de mine până în punctul ăsta și vă mulțumesc la toată lumea. Ei bine, a venit și momentul cursei, unde s-a întâmplat exact asta. Marc nu este prezent, îl doare burtica un pic și n-a putut să vină la bazin, așa că... Ia zi. Vom face în felul următor, pentru că eu nu sunt uscat acum. Tata Mitsanu o să nuate cu o mână și cu un picior, iar tu cu ambele membre, da? Mamă. Și dacă o să-l bați, o să numărăm. Dacă nu... Ce zici, tata Mitsanu? Vrei să numeri? Băi, eu vreau. Dacă mă faci numeri, dacă nu... Aoleu! 2 milioane când fac eu și aia. 2 milioane, mai e puțin, da? Mai e puțin. Sau când fac eu 200 de mii, cum vrei tu? Câți ai? 100? 127. Merge așa, merge. Să plece atunci când zic eu. Ștefule, nu fur, da? Nu fur, dar vreau să număr. Luați locurile. Hop! Hai să vedem tata Mitsanu, o mână și un picior. Hai să vedem cum stă treaba. Mamă, ce tare de tata Mitsanu, știi, pui pe culoarul 7. Hai să vedem tata Mitsanu. Tata Mitsanu doar cu o mână, nu pot să cred. Nu pot să cred. A câștigat tata Mitsanu. O mână și un picior, mă, n-aveam ce dezavantaj să-i mai facem, ești nebun? Băi, Gigi! Mi-au căzut pantaloni după mine, băiți! Nu se poate! Să vedem ce o să facem, că număratul lui Ștef înseamnă că nu se întâmplă momentan! Să fie numai cu mâinile, să dea numai din mâini! Să dea numai din mâini, tata Mitsanu? Da, deci numără, frate, ceva cu el, că merită! Bă, nu știu, mă, nu știu! Trebuie să... Să vedem cum stă treaba. Poate facem ceva. Hai să le luăm reacțiile, ia. Mai facem una? Mai facem una. Mi-au căzut deoarece au căzut pantalonii și l-au înfrânat. Da? Și fii atent, nu? Gaz. Fără să dai din picioare. Fără să dau din picioare? Asta a fost ideea mea. Mi-au căzut pantalonii, dau jumătate, doar de jumătate bazin dau, după care nu mai dau deloc și merg doar cu o mână. Hai. Merge? Hai. Eu zic că e cel mai fair așa, a făcut tata Mitsanu 30 de ani, nu mai dă nici cu picioarele decât până la bate, face câteva bătăi, după nu mai dă, doar un braț, deci doar un braț, fără picioare, fără nimic. Hai să vedem, sunteți gata, da, concentrați-vă, vă rog. Tata Mitsanu, un singur braț, fără picioare, decât până la jumate picioarele, luați locurile, hop!
Hai să vedem tata Mițanu cu un salt foarte tare. Acum are voie să dea din picioare și oficial nu mai are voie să dea. Doar brațe trebuie de acum. Hai să vedem, nu mai dă deloc din picioare sau foarte puțin. Și cred că... Băi, nu se poate, mă, nu se poate, mă, nu se poate. Băi, deci nici nu... Adică s-a văzut diferența că nu prea mai dat, îți dai seama, îți mai scapă piciorul ceva, mișcări, că intră în ritm, dar... L-a bătut, bă, tata Mițanu, bă. Da, mă, mamă. Eu îi mai ofer o șansă dacă e cu un cursant Try Academy, vedem cum stă treaba. O reacție după cursă? O reacție dezamăgită, mă. Da. Șefule, ce să facem, mă? Băi, frate. Tata Mițanu a fost mai bun, a făcut sport o viață, cum a zis și el. Da, da, și ce? E greu să nu merg cu Mițu. E greu. Îți trebuie alt challenge. E greu, dar nu e posibil. Așa e. Mai putem să facem ceva? Ia. Îți mai dau eu o idee. Te mai las să antrenezi. Da. Dar tot vii la noi la Try Academy, da? Da. Eu fac bras și tu faci crawl. Băi, eu... Bras e cel mai încet. Știu. Adică nu pot să înot mai repede decât tine la crawl. Ai, dar nu acum, că deja sunt de mult la bazin, am făcut două curse. Așa zic. Eu zic că te mai aștept la bazin. Așa să mai faci. Așa zic și eu. Ei, Mițule, numărăm altă dată, zic. Numărăm, numărăm altă dată. Dar trebuie să se întâmplească, dacă nu respectăm challenge-ul, nu mai merge, nu mergi. Așa facem, asta e etica. Așa stă treaba. Nici nu mai știu ce să zic. Mersi că... Mersi pentru tot. Da. Lasă-mă. Ci vedeam, mă. Bravo, tata Mițanu. Bravo, tata Mițanu. Doamne ajută. Atât am pot să zic. Lasă-mă că vedem, vedem, vedem. Vedem cum facem. Vedem cum o dăm. Ce să mai... Mai venim, mai ale. Hai. Da, cam acesta este rezultatul. Îmi pare rău că v-am dezamăgit pe toți și acum am o întrebare eu pentru voi. Tehnic, challenge-ul se oprește aici. Am pierdut cursa, gata, s-a terminat. Singura opțiune e să aștept până face Mițu 2 milioane de abonați sau tata Mițanu 200 de mii, pentru că așa mi-a zis. Practic, eu încă n-am făcut cursa cu un cursant Try Academy, deci încă mai am o șansă. Acum totul stă la alegerea voastră. Prima variantă, să mă opresc aici și să aștept până face Mițu pur și simplu 2 milioane de abonați. A doua variantă, să facem cursa cu un cursant Try Academy, care probabil va avea loc peste o săptămână sau două. Și a treia variantă, Mițu să-mi dea un challenge complet nou pe care să-l fac, pentru că am vorbit cu el și a zis că și asta s-ar putea să fie o variantă, deci fiți pe fază. Acum totul rămâne la alegerea voastră. Voi alegeți ce facem mai departe cu challenge-ul ăsta. Eu am încercat să mă țin cât am putut eu de promisiune. Cursantul n-a putut să ajungă efectiv, chiar dacă era stabilit azi. Până la urmă am făcut cu tata Mițanu cursa și mai mult de atât, chiar vreau să vă las pe voi să decideți ce facem, pentru că challenge-ul ăsta a fost făcut pentru voi, pentru comunitatea mea, pentru că voi iubesc și țin la voi. În cazul în care mă vedeți așa destul de obosit, eu tocmai am venit de la curse și sunt mort de oboseală. În ultimul rând, știu că sună clișeic, dar chiar vreau să-i mulțumesc lui Mițu pentru că m-a ajutat cu Try Academy, pentru că mi-a oferit șansa să mă antrenez la Try Academy, la academia lui de not, practic pe gratis, unde am învățat foarte, foarte multe și până la urmă despre asta este vorba. Pentru mine, sincer, a contat mai mult drumul pe care l-am făcut până aici, tot ce am învățat în acest timp și până la urmă faptul că am legat posibile prieteni noi. Vă zic cu mâna pe inimă, mie mi-a plăcut să fiu alături de voi până aici în toată călătoria asta. Voi decideți ce facem în continuare și Mițule, dacă vezi asta și te-ai gândit deja la o provocare, scrie-o chiar aici în comentarii sau dă mesaj, te rog eu frumos. Așteptăm să vedem ce vă și băieți în comentarii și poate mai facem cursa sau facem altă provocare. Vedem. Până atunci a fost Tefu, seară frumoasă, pa pa. Bun, în primul rând, sunteți dezamăgiți de mine? Nu. Voi băieți și ziceți în comentarii să mai facem o dată cursa cu un alt cursant între Academy sau ce ziceți voi? Da. Sau să nu mai numărăm nimic. Nu, trebuie să numărăm. Deci trebuie să nu. Deci dacă facem la clipul ăsta peste 2500 de like-uri, cât faci? Da. Sau mai mult? Mai mult. Mai mult? Da. Nu, 2500. Deci dacă facem peste 2500 de like-uri, mai facem cursa cu încă un cursant. Vedem cu cine. Nu știu dacă cu Marc, nu știu dacă cu altul, dar sper să câștig de data asta. Deci prima oară mi-au căzut pantalonii de pe mine, a doua oară am fost foarte aproape, dar până la urmă am făcut tata Mițanu și ne auzim la următorul vlog. Sper că nu v-am dezamăgit. Pa, pa.